Cei 8 alpiniști nu aveau la ei decât 2 frânghii și s-au aventurat să escaladeze un traseu dificil din Piatra Craiului în zona brâului de sus. La un moment dat și-au dat seama că au rămas blocați, iar de deasupra cădeau pietre. Atunci au avut inspirația de a suna la 112 pentru a cere ajutor. 6 salvatori montani de la serviciile Argeș și Brașov au pornit în căutarea și salvarea acestora. Echipajele au ajuns cu greu la ei și au reușit să-i ridice pe un culoar paralel unde nu cădeau pietre. E bine, băieți, e bine? Mai durează până ajunge la voi? Un metru mai e până la noi, ai răbdare. Ok, mulțumim. În data de 15 octombrie, în urma unui apel telefonic, am intervenit în masivul vestic al Pietrei Craiului împreună cu colegii de la Salvamont Zărnești pentru extragerea și evacuarea a 8 persoane blocate într-o zonă greu accesibilă. Aceștia neavând echipament necesar pentru o asemenea traseu montan. Acțiunea a durat 12 ore, lungindu-se târziu noapte datorită terenului accidentat și a fragilității rocii, punând în pericol viața salvătorilor montani și a persoanelor în cauză. Cei 8 alpiniști au ajuns în siguranță la cabana abia spre dimineață și, din fericire, acțiunea a fost finalizată cu succes, fără ca vreun membru al grupului să fie rănit.